Serviciul de ambulanță județean este din ce în ce mai solicitat pentru testările SARS-CoV-2. În ultimele 24 de ore au fost efectuate peste 400 de apeluri. Numărul de infectări cu SARS-CoV-2 a explodat în ultima săptămână, odată cu el și apelurile la numărul de urgență 112. În doar 24 de ore au fost numai puțin de 400 de solicitări, majoritatea dintre ele testări COVID-19. Medicii spun că fac deja cu greu față solicitărilor și că reușesc să efectueze aproximativ 250 de teste COVID-19 pe zi. Serviciul de ambulanță județean Constanța înregistrează aproximativ 400 de solicitări, sosite prin Sistemul Național Unic al Apelurilor de Urgență și acest lucru pe 24 de ore. Reușim să răspundem la aceste solicitări cu aproximativ 36 de echipaje permanent pe fiecare tură. De la vaccinuri până la leacuri, Băbești, constanțenii spun că au propriile metode de a se feri de virus. Nu, n-am sunat niciodată la ambulanță, produse naturiste, pe bază de mere, tintură de propolis. N-a fost cazul pentru că suntem încă sănătoși. Nu e cazul de urgențe. Vaccin, rapid și acum urmează cele, da? Ca să lase liniile libere pentru pacienții în stare gravă, reprezentanții serviciului de ambulanță îi sfătuiesc pe constanțeni să apeleze în primă fază la medicii de familie, care îi pot ajuta cu sfaturi și tratament.